Sabia păcii. A fost odată o sabie prețioasă ce aparținea unui rege care își petrecea tot timpul la palat distrându-se. Într-o zi, izbucni o dispută între acest rege și regele unei țări vecine, dispută ce se termină într-o declarație de război. Când auzi sabia prețioasă, deveni foarte bucuroasă că putea să participe la prima ei bătălie adevărată. Astfel ar fi devenit renumită în toată împărăția datorită curajului său. Pe drumul ei, spre frontul de luptă, sabia se imagină ca fiind câștigătoarea multor bătălii. Dar când au ajuns, prima bătălie deja avusese loc, iar sabia nu a putut decât să vadă rezultatul războiului. Ceea ce vedea nu avea nicio legătură cu ce își imaginase. Nu tu cavaleri în armuri strălucitoare, triumfători, nu tu arme strălucind în razele soarelui. În schimb, toate săbile erau rupte, iar hoardele de bărbați înfometate și însetate. Aproape că nu mai aveau nimic de mâncare. Totul era acoperit de mizerie și de un miros dezgustător. Mulți dintre ei erau pe jumătate morți și împrăștiați pe pământ, sângerând din cauza multor răni. Văzând asta, sabia realiză că nu-i plac nici războaiele, nici bătăliile și decide că preferă să trăiască în pace și petrecând timpul în turnee și competiții. Așa că noaptea, dinaintea ceea ce credea că va fi bătălia finală, sabia încercă să găsească un mod prin care bătălia să nu mai aibă loc. După un timp, sabia a început să vibreze. Începu un buzuit ușor, dar care treptat creștea până când deveni un zgomot metalic asurzitor. Săbile și armura celorlalți soldați întrebă sabia regelui ce se întâmplă. Acesta le răspunse: "Nu vreau să aibă loc bătălia de mâine. Nu-mi place războiul." Una dintre ele o întrebă: "Nimănui nu-i place, dar ce putem face noi?" Sabia regelui răspunse: "Vibrați și voi la fel ca mine. Dacă facem zgomot suficient, nimeni nu va putea dormi." Așa că armele începură să vibreze, iar zgomotul deveni de nesuportat. Era atât de tare încât a ajuns pe câmpul dușmanului, iar armele de acolo, cărora nici lor nu le plăcea războiul, s-a alăturat protestul. În dimineața următoare, când trebuia să înceapă bătălia, nici măcar un soldat nu era gata de luptă. Nimeni nu reușise să închidă un ochi toată noaptea, nici măcar regele sau generalii. Așa că își petrecu întreaga zi dormind. Spre seară, început să se trezească și să amâne bătălia pentru a doua zi. Oricum, armele conduse de sabia regelui și-au petrecut noaptea repetând cântecul păcii și din nou niciun soldat nu reuși să se odihnească. Lupta se amână și în următoarele 7 zile. În seara celei de-a 7-a zi, regii celor două armate s-au întâlnit pentru a discuta despre această situație. Amândoi erau furioși de la disputa anterioară, dar după ce au petrecut un timp împreună, au început să discute despre nopțile nedormite, surpriza de pe fețele soldaților, confuzia dintre zi și noapte și despre situația amuzantă care s-a creat. Nu a durat mult până când amândoi au început să râdă precum doi prieteni buni. Din fericire, ei au uitat de disputele vechi și au pus capăt războiului, întorcându-se fiecare în regatul său, bucuroși că nu a avut nicio luptă și că și-au recâștigat prietenia. Acum au înțeles că lucrurile care i-au apropiat erau mult mai multe decât cele care i-au despărțit. Și de atunci, din când în când, regii aveau să se întâlnească, să vorbească despre experiențele lor ca regi.